Astăzi, fraților, revenim cu primul episod din FC25. Și cum puteam să revenim dacă nu cu o carieră pe FC25? Și cred că v-ați dat seama deja cu ce echipă vom face această carieră. Una dintre cele mai de succes echipe din Europa, fraților, și din lume, și anume AC Milan, care este a doua cu cele mai multe trofee Champions League din această competiție. Doar că din sezonul 2006-2007, aceștia nu au mai reușit să câștige Champions League-ul și au tot decăzut de atunci. Dar pentru mine este o echipă de suflet, pentru că este una dintre echipele mele preferate de când sunt mic. Așa că ce vom face? Vom începe o serie cu AC Milan și o să încercăm să o reconstruim pe mai multe episoade. Vă promit că chiar o să facem o serie și nu o să mă opresc după 3 episoade cum am făcut-o și la restul. Dar am nevoie și de suport din partea voastră și să lăsați un like acolo și le mulțumesc celor de la EA că m-au ajutat să primez mai repede jocul și să pot filma pentru voi aceste episoade. O să urmeze și mâine un episod cu Ultimate Team, așa că stați pe aproape pentru că urmează foarte multe episoade cu FC25. Deci trebuie să te abonezi. Și bine, fraților, am reușit să refacem și managerul nostru. Acesta este chiar de sus și da, e în pantaloni scurți. Și desigur, ne ducem aici la Italia și vom alege Milano. Din păcate, nu mai avem licență anul acesta pe AC Milan, dar chestia asta nu ne va opri să câștigăm cât mai multe chestii cu AC Milan. Iar anul acesta avem în premieră foarte multe setări pe care le putem pune la carieră. De exemplu, să oprim pur și simplu transferurile de tot în toată această carieră, dar nu vrem să facem chestia asta. Și încă o chestie, cred că cea mai bună chestie de a făcut-o la carieră anul acesta, Board Expectation, poți să pui să nu te dea niciodată afară, frate. Efectiv, așteptam chestia asta, toată comunitatea o aștepta de ani de zile și într-un final uite că a venit și putem să facem chestia asta, dar pentru cariera asta nu vrem să fim dați afară, pentru că o să avem noi alte obiective, nu de la club. Avem și Youth Tournament Match Length, o să avem niște meciuri pentru Academie, o să vedeți exact. O să avem și transferuri la negociere, o să avem realistic. Încercăm să fie cât mai realistă această carieră. Fraților, întrerup puțin episodul de carieră să vă anunț ceva destul de interesant. Duminica aceasta, pe 22 septembrie la ora 2, o să fie un eveniment organizat de cei de la Asus în București, mai exact în Plața România, la etajul 1, unde o să ne întâlnim acolo să facem poze, să vorbim, poate ne chiar jucăm niște meciuri de FC25. O să comentăm meciuri împreună, dar dacă și voi sunteți din București și vreți să ne vedem și așa mai departe, vă aștept duminică la ora 2. Și avem și noul format de Champions League, fraților, unde este Milano, este în potul 3, este chiar aici, alături de Inter, care Inter are mai tare logo-ul, dar are foarte ciudat numele, se numește Lombardia FC, n-are nicio treabă cu Inter Milano și noi cumva asemănăm cu logo-ul și cu numele, să zicem așa, deci este foarte bine, am făcut setările. Și începe, fraților, prima carieră la FC25, vedem acolo în dreapta un fel de Twitter, este și Fabrizio Romano în joc și dă transferurile, să zicem așa. Ia uite, avem și comentarii aici, se gândește Kuno, mi-a dat unul roșu, interesant, avem aici și multe task-uri de făcut, băi, și arată foarte interesant, frate, anul ăsta cariera, deci cred că cariera este una dintre cele mai lucrate game moduri de anul acesta față de restul. Ultimate Team-ul am văzut că n-are foarte multe chestii noi, dar cariera mi se pare că e mult mai schimbată, meniul, ce poți să faci acum, chiar este super, super schimbată. Tactica e schimbată și o să vedeți despre ce vorbesc eu aici. Haideți să vedem totuși echipa, pentru că asta ne interesează în primul și în primul rând, echipa aceasta pe care trebuie să o reconstruim, să recâștige din nou Champions League-ul, să ajungem de la 7, care tricoul ăsta e din 2008-2007, să ajungem la 8 Champions League-uri. Avem aici câțiva portărei, dar vom vedea ce vom face cu aceștia. Toriani, care a făcut primul lui debut la 19 ani în Champions League în ultimul meci cu Liverpool, care n-a fost chiar atât de wow. Acest băiat va trebui să meargă în loan din punctul meu de vedere. Și Sport Yellow va fi rezerva noastră, să vedem dacă mai aducem pe altcineva. Jimenez ăsta arată interesant, o să mai punem în loan.
câțiva jucători, pentru că n-aș vrea să stea degeaba pe aici. Teo Hernandez e zeu acolo. Avem câțiva fundași centrale aici, dar singurul pe care m-aș baza în momentul de față ar fi Fikayo Tomori. În rest, nu prea am încredere în Gabia, Pavlovic, chiar dacă tocmai ce a venit, Tiau, o să le dau o șansă, dar nu cred că o să fie cea mai bună alegere. Poate mai aducem un fundaș central, dar asta o să vedem pe parcurs cum joacă și jucătorii. Și voi puteți să lăsați în comentarii sugestii de ce transferuri vom face pe parcurs. Pe poziția de râbă avem chiar 3 opțiuni. Din păcate, Florenzi în realitate s-a accidentat pentru tot restul sezonului. S-ar putea sau chiar să se retragă de tot. A avut o accidentare urâtă. Așa că vom rămâne cu Calabria și Emerson Royal, care nu mă dau pe spate nici ei. CDM îl avem pe Benacer și pe Fofana. Fofana nou venit de la AS Monaco și pe Adli, dar este împrumutat. Musa, un jucător foarte interesant aici, pe care aș vrea să îl testăm, să zicem așa. Băiatul ăsta va pleca în loan, foarte mulți tineri vor pleca în loan, să vedem dacă au potențial. Romero, vedeți că trebuie să ținem ochii pe Romero, jucător cu potențial aici. Superstarul echipei, Rafael Leao, fraților, o să fie superstarul nostru, să sperăm că nu o să avem probleme cu el, că, bă, știți cum e la superstaruri, să mai supără una alta, trebuie să avem grijă de ei anul ăsta, că au și cu moralul diferit, o să vedeți. Pe dreapta avem Pulisic și cu Chukwueze. Aici să vedem că o să fie o bătaie mare pe poziția aia, să vedem dacă îi păstrăm pe amândoi. Iar pe poziția de atacant avem foarte mulți atacanți, Morata, Origi, Jovic și Okafor, plus Tammy Abraham, care îmi place foarte mult, dar deja are 26 de ani, nu prea mai crescut, dacă avea un 81-82 cred că era bun de viitor. Va fi bună de rezervă. Origi, legenda Liverpoolului, va pleca cel mai probabil. Jovic și el cel mai probabil. Și vreau să spuneți în comentarii ce transferuri ar trebui să facem pentru episodul următor. Aștept să-mi spuneți și voi multe idei acolo și noi vom face tactica pentru această echipă. Bă, singura formație care merge cu ce avem în momentul de față ar fi un 4-3-3 holding, dar AC Milan nu joacă așa ceva în realitate. Ea joacă ceva de genul 4-2-3-1, ceva de genul, dar jucătorii noștri nu prea sunt pe poziție acolo. Ceva de genul joacă Milan, dar problema este că nu mai putem să schimbăm pozițiile jucătorilor, adică la Leao trebuie să-l transformăm într-un LM, la fel și la Pulisic. Nu cred că ar fi o mare, mare problemă, dar se schimbă puțin ecuația aici. Plus că n-avem niciun cam, ești nebun, chiar n-am niciun cam, așa, o să, așa mai bine jucăm holding. Ce e interesant acum, putem să ne facem noi un preset, putem să jucăm wing play, tiki-taka, pressing, park the bus și cam astea sunt. Bă, eu aș vrea să mergem pe un pressing. Văd că îi dă foarte multe steluțe și lui Leao, deci e destul de bine, plusuri, nu steluțe. Pressing-ul sună destul de bine, o să obosească jucătorii, dar asta este. Și putem să schimbăm practic rolurile jucătorilor, ceea ce e foarte tare. Aici Loftus-Cheek este half winger, ceea ce nu prea mă încântă. O să avem nevoie de un playmaker și de un box-to-box pe pozițiile de CM. Benacer văd că își face poziția de holding, e bine acolo, dar nu pot să ajung la Benacer. Hernandez trebuie să fie fullback, n-are cum să nu fie. Și Manian, care tocmai ce s-a accidentat meciul cu Liverpool, va fi aici portarul nostru, sweeper-keeper. Poate îl schimbăm să nu se accidenteze nici în carieră, că n-aș vrea să se întâmple treaba asta, sincer. Cam așa ar arăta echipa, îmi place că acum sunt mult mai multe rezerve decât în mod normal. Vedeți aici că s-a mărit banca de rezerve, ceea ce este foarte bine pentru noi. Ce mai este interesant, fraților, este Academia, deci avem aici Academia. Să vedem dacă avem vreun jucător interesant, Vincenzo Longo, ok, care are 5 weak foot, deci poate juca și pe dreapta și pe stânga. Cred că ar fi foarte interesant să-l facem un RB position și RB nu i-ar lua atât de mult să se schimbe pe RB. El nu prea are defending, asta e problema lui, dar Vincenzo Longo ar fi tare să fie jucătorul de la Academie pe care o să-l avem mult timp. Restul nu prea mă dau pe spate, uite ăsta, release, frate, ești nebun, și ăsta la fel. Și ce tare, acum jucătorii chiar arată ca și niște copii, adică uite, de exemplu avem ăsta de 15 ani, chiar arată ca un copil. Și mai sunt și jucători de 14 ani,
ceea ce e foarte, foarte interesant. Și încă o chestie, acum avem foarte multe țări pe care le putem trimite acolo să caute jucători. O să trimitem în Sud America și să găsim următorul Pato, frate, sau Caca, nu știu, ce vreți voi. Un brazilian, pentru că știți că erau foarte mulți brazilieni pe aici, au fost și Ronaldinho, a fost mulți pe aici. Și o să dăm pe KAM, să vedem dacă ne găsește un KAM. Ne trebuie un Shadow Striker, a zice eu. Oh, ia uite, din San Marino avem un scouter și o să-l trimitem și în Italia. Vreau să găsim un nou Pirlo, dacă s-ar putea. Putem să trimitem și în San Marino, fraților, ceea ce e foarte tare. Ai putea să faci o academie de San Marino. Și sau să găsim un KB, nici nu știu. Hai să căutăm un nou Pirlo aici. Și putem să jucăm și un turneu pentru academia noastră, să jucăm un meci de rush. Hai să vă arăt despre ce este vorba. Chestia asta nu cred că o să joc eu mod normal pe episoade, o să joc off camera, dar așa arată și este un mod de a vedea cum sunt jucătorii tăi la full potențial și așa mai departe. Ia să vedem. Și practic și primul meci de opa! Mamă, ce șut. Haide. Haide, tată. Mai dă o dată. Să vezi cum se simt jucătorii tăi de la academie. Ăsta n-are 15 ani niciodată, Romano. Cum, mă, cum e așa mare? Hai că ai și cu mingea. Du-te! Și cu golul! Te, mă, golul! Doamne, ce a fost aia? Fault? Ce a fost tata aia? What? Ce fault e ăsta? Ia, ia. Hai! Golul! Mama, da pe lângă. Bă, te dau afară de la academie. Dacă ăsta nu e gol, frate, dă-i, bă, cu ea. N-am văzut, bă, n-am atacant. Blue card! Păi a dat cartonaș albastru. Ce mișto! Doamne, n-am auzit niciodată de chestia asta. Hai să vedem. Și pasă. Ai, mă, era pasă bună. Și l-a dat afară un minut de pe teren. Ce mișto! Și sunt 3 pe teren doar. Și câștigăm meciul cu Lecce, 1-0, greu până mă obișnuiesc și eu cu acest stil de joc. Longo, o prea mi-a plăcut, trebuia să fie acolo mai strong. Ăsta e Dita mai Matahala, nu știu dacă l-ați văzut, era imens, dar n-are potențial. Singurul care are potențial este Longo, trebuie să mai așteptăm la academie să o formăm mai bine. Și trebuie să facem aici și niște recrutări la scouting, trebuie să facem niște alocări de buget, să aducem niște antrenori buni aici, pentru că contează și pentru jucători în primul rând. Am adus 12 antrenori aici, eu zic că sunt suficienți pentru primul sezon, o să mai schimbăm că nu poți să ai de 5 stele peste tot. Și văd că am mai completat de aici din task-uri, mai am doar 5. Hai să vedem obiectivele, nu prea contează sincer că o să avem noi alte obiective. Instrucțiuni pentru scouteri, eu zic în felul următor, să ne găsească first team quality și să first team prospect. Hai că facem toate task-urile, scout report în Italia, ia uite ce ne-a găsit în Italia. Și mai avem 3 mail-uri și am terminat cu toate task-urile, doamne cum mă simt aici cu task-uri. Și putem să dăm advance, hai să vedem, dăm advance aici, foarte interesant. Gazeta dello Sport, ia uite ce scrie aici, zice că Origi va pleca, supăra jucătorii că i-am pus pe lista de transferuri. Avem ofertă pentru Gabia. Bă, e o ofertă bună și cred că putem să negociem. Hai să vedem dacă este schimbat acest meniu, fraților. O să încercăm un 23 de milioane. 18 milioane, bă. Aș vrea să scot măcar un 20 ceva. Prea vor să crească. 20.900.000 pentru Gabia. Foarte bun acest transfer. Avem 3 oferte pentru băieții noștri. Gabia aproape s-a înțeles. Avem o ofertă pentru Traore. Îmi place de băiatul ăsta Traore. L-aș trimite la Common împrumut. Origi 3 milioane. Dăm un delegate. Poate scoate mai mult. Uite, Fabrizio Romano. Ia uite, Dortmund îl vrea pe Walker. Foarte interesant. Uite și cum arată. Chiar tare. Eu v-aș dori de West Ham. Hai să negociem. Așa se fac banii, tată. Aș vrea un 26 pe Jovic. Și fiți atenți că o să scoatem 26 pe Jovic. Vă asigur. De fapt nu cred că scoatem. Scoatem 25. 25.600.
și au refuzat. Gabi este primul jucător care pleacă de la echipă, merge la Wolfsburg pentru 20 de milioane. Eu zic că nu știu, nu-l vedeam în planurile mele de joc. Pleacă și Traore, jucător care cred că a venit de la Palermo. Vin ofertele pe bandă rulantă aici, foarte multe oferte și pentru Calabria și pentru Florenzi. Bă, știi ce? Asta de la Bologna acceptăm pentru Florenzi și asta de la Aston Villa, pleacă Florenzi. Și ofertă pentru Calabria, fraților, de 22 de milioane. Sunt dispus să negociez. Dacă voi primi aproape de 30 de milioane pentru Calabria, poate chiar va pleca acesta. Arne Slot scoate banii și n-a scos banii, deci rămâne Calabria la noi. Pleacă și Florenzi. Din păcate, n-a fost să fie Florenzi pentru tine. Te pupăm, du-te la Bologna să-ți termini tu frumos cariera. Divock Origi pleacă și el, își face bagajele. N-a stat mult pe aici, că a mai fost împrumutat, a mai plecat, nu știu ce. Te pupăm, mulțumim frumos de aproape nimic. N-a făcut mare lucru la mine, chiar n-a făcut. Încă un jucător care pleacă, dar în împrumut, este vorba de Zeroli la Luton Town. Se pare că Longo își schimbă poziția și devine un LB în momentul de față. Pleacă și Alex Jimenez la Genoa. Avem și o competiție aici, amicală. O să o luăm pe asta cu Barcelona. Ar fi interesantă. Hai, pasta cu Barcelona. Ofertă pentru Pulisic cu schimbare de jucător, cu Baumgartner ăla. Bă, Pulisic momentan nu este de vânzare. Jovic nu vrea să plece, accept toate ofertele lui. Pleacă și portarul, rezerva noastră de portar la Adama Demispor. Și aleluia, a plecat și Luka Jovic, care la fel. Nu mai accidenta, n-ai ce să faci cu jucătorul ăsta. Simulăm până pe 1, pentru că vreau să văd dacă mai vin ceva oferte până atunci. Ok, avem primul meci, nu știu ce s-a întâmplat aici. Hai să simulăm și meciul cu Leicester. Interesantă chestia asta cu simularea, dar cred că este mult mai lentă față de anul trecut. 2-2 cu Leicester. Hopa, avem meci cu Barcelona. Este un meci interesant aici. Deci lui Calabria expiră contractul în 10 luni și nu mai vrea să prelungească. Cum o dăm? Cred că va trebui să-l vindem pe Calabria. Capitanul nostru nu mai vrea să stea la noi. Ce situație. Au venit și scouterii de la Academie. Hai să vedem, găsim aici noul Kaká. Hai să vedem dacă am găsit ceva, pentru că nu prea-ți mai arată ratingurile și potențialul de acolo. Îți arată doar jucătorii. Belin, ok. Are 16 ani, 61 overe, dar n-are potențial. Din păcate, Belin, te pupăm, n-ai ce căuta aici. Bianco, n-are potențial. Pereira, la fel și el, n-are potențial. Deci, mai pe scurt, n-am găsit niciun jucător cu potențial. Doar pe Valerio Martinelli, acesta este singur jucător care are decent potențialul. Hai să-i dăm meciul acesta cu Barcelona, să vedem cum o să fie echipa noastră. Chiar sunt foarte curios în acest prim turneu de pregătire, fraților, pentru că este un turneu de pregătire totuși. Putem să ne dăm seama și noi totuși de niște lucruri. Suntem în Sud America, foarte interesant. Hai să-i dăm drumul la meci. Rafa Leao, dar hai de viața mea cum a dat-o. Rafa Leao, aoleo, mamă, o să ne ia ceva până ne obișnim cu gameplay-ul. Morata, apără Ter Stegen. Echipa Barcelonei nu pare schimbată, nu cred că au apucat ei să facă mari schimbări. Minutul 45, se termină prima repriză, n-am apucat să nimica, adică efectiv, nu știu, nu se leagă lucrurile, o să facem niște schimbări, să vedem și restul jucătorilor, că totuși suntem într-un turneu de pregătire și aș vrea să văd cam toți jucătorii de pe aici pe care pot să-i folosesc. Atâția sunt suficienți să ne dăm seama și de restul. Nu mi-a ieșit nimeni în mod special în față. Tomori a fost ok și Teo Hernandez, adică de ăștia doi n-am ce să zic. Teo Hernandez pasă pentru Rafa Leao. Rafa Leao cu piciorul stâng, se încurcă acolo apărarea Barcelonei. Prima noastră mare ocazie. Se pare că pe partea stângă stăm cel mai bine, asta era clar, cu
Teo Hernandez și Rafa Leao. Ce pasă bună, Chukwueze! Regele! Ce pasă interesantă peste toată apărarea Barcelonei și este gol 1-0. Nu mă așteptam să dea fix Chukwueze primul gol din această carieră, să fiu sincer cu voi. Nici nu știam că ajunge la minge. A rămas surprins. O pasă bună pentru Rafael Leao. Rafael Leao intră în careu. Să vedem, găsim spațiu pentru Okafor. Nu găsește Okafor spațiul porții. Emerson Royal lăsat în spate kilometri de Fati. Nu știu ce se întâmplă, dar Emerson Royal acolo nu cred că e... Wow, ce-a sărit! Nu cred că e ce trebuie, sincer. Va trebui să ne uităm de un nou RB. Se apropie meciul să fie terminat. Bă, cea mai mare problemă pe care am văzut-o în momentul de față ar fi RB-ul și mijlocașii central. Nu Benacer, Cămu mă refer. Adică băieții ăștia doi, Loftus-Cheek și cu Reinders, sau nu știu, Musa. Musa mai trebuie să crească. Dar cam acesta ar fi primul episod, fraților. O să facem și primele transferuri episodul următor, așa că lăsați mai jos în comentarii dacă aveți sugestii. Ei bine, eu am fost Tiner și v-am pupat. Pa, pa!